În contextul simulării și evaluării naționale 2024, părinții elevilor cu cerințe educaționale speciale sunt încurajați să depună cereri la secretariatul școlii însoțite de documente justificative pentru adaptarea condițiilor de examinare. Mai multe inspectorate școlare, printre care Mureș, Ilfov și Brașov, au stabilit termene pentru depunerea acestor documente cu deadline-uri până la sfârșitul lunii ianuarie. Conform informațiilor oferite de Ministerul Educației, părinții trebuie să depună cererile înainte de simularea examenelor naționale, dar nu mai târziu de data limită menționată în calendarul de desfășurare al examenelor naționale. Solicitările se bazează pe certificatul de orientare școlară și profesională, certificatul de încadrare în grad de handicap sau certificatul A5, eliberat de medicul specialist, însoțite de o adeverință medicală eliberată de medicul specialist din comisia medicală la județeană sau municipiul București de orientare școlar profesională. Cererea scrisă trebuie să conțină informații detaliate privind modalitatea de adaptare a condițiilor de examinare, având în vedere particularitățile individuale și specifice deficienței. Această cerere, înregistrată la unitatea de învățământ, este valabilă atât pentru simularea examenelor naționale, cât și pentru examenele naționale. Documentele necesare care însoțesc cererea tip includ certificatul de orientare școlar și profesională, certificatul A5 eliberat de medicul specialist și certificatul de naștere sau carta de identitate a elevului sau candidatului. Calendarul simulării evaluării naționale 2024 pentru absolvenții clasei A8 -a, include probele scrise la limba și literatura română, matematică și limba și literatura maternă, programate pentru 5, 6 și 7 februarie. Comunicarea rezultatelor va avea loc pe 23 februarie.